Bună ziua din nou, dragii noștri! Iată-ne la o nouă rubrică, Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Tradiția vie a spiritualității creștine. Astăzi îl avem iar alături de noi pe domnul profesor Teodoru Ghiondea, vorbind despre o superbă carte, Castelul interior, Desăvârșirea spirituală sau cele 7 etape ale unirii sufletului cu Dumnezeu de Teresa de Avila, Sfânta Teresa de Avila, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină și care de asemenea face parte din campania Tradiția vie a spiritualității creștine. Una dintre cele mai importante lucrări ale misticii creștine apusene, am putea spune, cunoscută și iubită de întreaga lume creștină. Castelul interior constituie, alături de Noaptea întunecată a Sfântului Ioan al Crucii, o piesă de referință a misticii carmelitane a Spaniei secolului de aur, care își păstrează încă prin prospețimea și sinceritatea ei actualitatea și puterea de transformare a sufletului cititorului. Sfânta Teresa de Avila a trăit în Spania în secolul XVI-lea și a avut o activitate foarte vastă, atât în plan concret ca fondatoare de noi mănăstiri carmelitane, cât și în plan spiritual ca ascetă și mistică desăvârșită. Și aici aș adăuga eu frumoasa relație de prietenie spirituală cu Sfântul Ioan al Crucii, între cei doi existând o diferență mare de ani, 30 de ani. Deci iată Castelul interior, Sfânta Teresa de Avila. Da, e foarte bine spus. Această prietenie de care ați vorbit este o fraternitate spirituală. Pentru că există o sursă comună spirituală a lor. Și această sursă comună este ceea ce noi am mai vorbit de atâtea ori despre ea, și anume această perioadă de aur de 5 secole din Spania, unde tradiția abrahamică a cunoscut o efervescență și o întărire, ca să spunem așa, o îmbogățire a vieții interioare, spirituale, de natură, nu mă feresc să o spun ezoterică, cu totul excepțională. Între Sfântul Ioan al Crucii și Sfânta Teresa de Avila, sigur că nu e vorba de asemănări. Aici este vorba de tratarea în două moduri conexe a aceleași realități spirituale practice, din punct de vedere al tehnicii spirituale. Una din asemănări ține chiar de esența practicii spirituale, pentru că la Sfânta Teresa de Avila există practic două linii mari pe care se desfășoară sau din care este constituită calea spirituală. Una este linia antropologică, și anume de interiorizare a omului și de autocunoaștere. Cealaltă este linia teologală cristologică, unirea cu persoana divină. Dacă ne aducem aminte de scrierile Sfântului Ioan al Crucii, iarăși, și acolo erau două etape. Era o etapă de purificare a simțurilor, aș spune eu, a zonei fundamentale animice, a sufletului, și după aceea o lucrare a spiritului, da? O purificare a spiritului prin purificarea gândirii conceptuale și mă rog, tot ceea ce înseamnă. Deci există tot aceste două compartimente diferite. De ce? Pentru că, de exemplu, Sfânta Teresa spune într-un poem: Suflete, caută-te în mine, spune Dumnezeu. Și pe mine, Dumnezeu, caută-mă în tine. Ceea ce înseamnă că minunea aceasta, paradoxul acesta al sălășluirii infinitului infinit, a transcendentului incontingent, este și soluția
pentru ca ceea ce este contingent să se retragă în transcendent. Ca ceea ce este trecător să revină la eternitate. Asta se face printr-un, sau se înțelege mai bine printr-un termen, printr-o formulare care pare paradoxală, eternul prezent. Ce înseamnă suflete, caută-te în mine, în Dumnezeu? Pentru că El este, Dumnezeu este prezent în suflet. Dar sigur că este prezent în acea parte a sufletului în care sufletul nu se poate regăsi decât dacă renunță la el. Adică dacă renunță la această viață psihică obișnuită, care este plină de, așa cum știm, afecte, tot ceea ce înseamnă memorie, afecte, voințe și așa mai departe, toate acestea trebuie, nu trebuie suspendate, ele trebuie convertite spiritual. Memoria mea trebuie să devină memoria, trebuie să devină amintirea continuă a lui Dumnezeu. Voința mea trebuie să se transforme, nu? Să se regăsească în voința divină. Cunoașterea mea trebuie să ajungă la, cum am mai spus de atâtea ori, la transpunerea datelor fundamentale ale inteligenței mele umane în înțelepciunea divină, din care ea a coborât. Accentul în castelul interior se pune pe această idee. Taina omului, al cărui suflet este în stare să-L primească pe Dumnezeu, și taina comunicării cu divinitatea care se lășluiește în el. Cu alte cuvinte, în această împreună lucrare a lui Dumnezeu care coboară spre mine, a mea care urc spre Dumnezeu, există o serie de etape pe care eu trebuie să le parcurg, nu? Pornind de la nivelul la care mă aflu. Și nivelul care mă aflu este intrarea în acest castel, în care sunt 7 zone cu 7 lăcașuri, nu? Sau mai multe lăcașuri, dar oricum sunt 7 zone pe care eu trebuie să le străbat, și prima din această serie de 7 etape este intrarea în castel, adică este inițierea legăturii cu Dumnezeu. Este cunoașterea de sine și mai este ceva, din punctul meu de vedere, foarte important și pe care Sfânta Teresa de Avila văd că îl subliniază. Este recuperarea sensibilității spirituale. Vedeți? Noi am vorbit de atâtea ori că nu este, datorită necomunei măsuri între noi și Dumnezeu, nu este posibil ca eu să-L cunosc așa cum cunosc lumea înconjurătoare, cum cunosc mediul, cum cunosc ambianța. Îmi trebuie ceva mai mult de atât. Haideți să ne gândim că acest secol 16 este un secol în care se dezbat din nou cele cuprinse de Sfântul Toma d'Achino, nu? Cu 3 secole în urmă. Se dezbat din nou. Toate acele structuri mentale pe care le-a scos în evidență și le-a analizat Aristotel în Organonul lui, în principala operă logică, nu despre logică, al Aristotel, toate aceste lucruri sunt preluate de scolastică. Și aceste principii, acest mod de a cunoaște și de a interioriza cunoașterea, care este cel al scolasticii, creează de foarte multe ori unele noduri, ca să spun așa, de înțelegere, în care lucrurile au mai multe, se află într-o răspântie de sensuri. Și atunci este nevoie din nou de rediscutare, reconfigurare. Și secolul 16 este un asemenea secol. Adică nu este întâmplător că două personalități mari, marcante ale vieții spirituale, ale misticii creștine, și anume Sfântul Ioan al Crucii și Sfânta Teresa de Avila, apar în secolul 16. Este
Gândiți-vă că sunt deja două secole de renaștere în care lucrurile au fiert într-un anume fel. Și viața spirituală a căpătat noi dimensiuni. Atunci, am nevoie de ceva mai mult decât de noțiunile teologice pe care le dezvoltă scolastica. Am nevoie. De ce am nevoie? E, Sfânta Tereza de Avila spune că eu trebuie să recuperez sensibilitatea spirituală. Ce este această sensibilitate spirituală? Sensibilitatea spirituală este aceea care se manifestă și în momentul în care eu, creștin, primesc Euharistia. Ceva în mine se schimbă. Las deoparte influența divină directă pe care eu o interiorizez, adică îi dau posibilitatea să fiu inundat de ea. Nu, dar din punctul meu de vedere, adică ceea ce eu sunt, sensibilitatea mea spirituală este altceva decât sensibilitatea mea fizică, senzorială. Este un fel de percepere directă, de intuiție intelectuală. Altfel nu pot să sar peste acest haos uriaș, care peste acest, cum să spun, obstacol imens, aproape de netrecut, nu? Care este necomuna măsură între mine și Dumnezeu. Îmi trebuie ceva care să mă transporte dincolo de această neputință a mea, care este firească pe linia, pe nivelul în care mă aflu în creație. Este important că la început, chiar la intrarea în caser, în prima perioadă, la primele lăcașuri, eu îmi pun această problemă, ea pune această problemă a recuperării sensibilității spirituale. Sensibilitate spirituală care se formează mai ales în mistică și în practica, hai să-i spunem, a doctrinilor ezoterice, atunci când se instituie o practică spirituală sau se dezvoltă o practică spirituală, mai este nevoie de ceva dincolo de cunoștințele pe care le ai. Mai este nevoie de această sensibilitate spirituală, care este o sensibilitate intelectuală. Ea pornește ca o sensibilitate intelectuală. Adică ea începe să sesizeze, sau eu încep să sesizez prin această sensibilitate, să întrevăd adevărul dincolo de literă, dincolo de formă. Și pentru asta am nevoie ca de la început această sensibilitate a mea să se dezvolte, să o recuperez, pentru că ea a fost în perioada adamică, atunci când Dumnezeu l-a învățat pe Adam toate lucrurile și Adam le știa pe toate. Le știa, i s-a dezvoltat lui Adam, i s-a dezvoltat dintr-o dată, adică i s-a dăruit. Nu? A fost creat cu această sensibilitate spirituală, adică de pătrundere în esența lucrurilor. Și el le știa, Adam, pe toate. Păi în sensul ăsta le știa, pentru că nu e posibil cantitativ. Nu? Le știa din punct de vedere calitativ. Este un lucru excepțional această recuperare a sensibilității spirituale la Sfânta Tereza. Și este minunată și o găsesc, cum să spun, într-adevăr, deosebită față de alte scrieri care propun un parcurs, cum să spun eu, mai lent, dacă vreți. Adică încet, cum spunem noi obișnuit, cu lingurița, încet, încet. Nu, eu am nevoie să sar peste anumite obstacole. Nu le pot trece, nu mă pot lupta cu ele, pentru că am corp, pentru că am suflet, adică psihic, și pentru că încă trăiesc, încă mănânc, încă trebuie să mă îmbrac, nu? Încă trebuie să am adăpost. Și atunci eu trebuie să trec peste această realitate primă, fiziologică și biologică a mea. Nu pot fără această sensibilitate spirituală, care este un dat și este, dacă vreți, este chiar măsura prezenței lui Dumnezeu în adâncul ființei mele. Aceasta este. Această sensibilitate spirituală. Apoi, urmează o altă etapă, și anume este etapa rugăciunii meditative. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că lupta mea, că este o luptă aici, este un război cu mine, nu este cu lumea. Lumea este ceea ce sunt eu.
lumea este o proiectare, e o proiecție a mea. Conflictele, toate adversitățile pe care le găsesc în lume sunt niște reflectări ale unor conflicte din mine. Lumea este o, dacă vreți, o imagine a interiorității mele. Și atunci, această luptă, acest război cu sine, iar aduc aminte de Sfântul Nicodim Aghioritu, războiul nevăzut, acolo unde iar sunt foarte bine detaliate toate etapele, toate operațiile prin care trec, toate sacrificiile pe care trebuie să le fac, toate durerile pe care trebuie să le suport ca să pot să-mi depășesc condiția circumstanțiată în lumea asta și în manifestări. Nu? Nu pot să o fac fără rugăciunea meditativă, aceasta care se formează în această a doua etapă. De ce? Pentru că rugăciunea este cea care mă susține. Ea este cea care mă legitimează ca ființă. Omul este făcut pentru creație. Pentru că creația i s-a făcut omului așa cum este ea, ca prin intermediul creației omul să revină din nou la prima stare și Dumnezeu să-și redobândească, iertată în fie expresia, să-și redobândească caracterul absolut în mod deplin și fără nici cea mai mică pată. Atunci, această rugăciune a mea trebuie să fie meditativă. De ce? Pentru că eu trebuie să pătrund printr-un concept viu, nu printr-o noțiune logică. Adică conceptul pentru mine, gândul meu, cuvintele pe care le folosesc, nu mai sunt ale mele în rugăciune. Sunt cuvintele pe care Dumnezeu, prin Logos, mi le-a dat mie. Și atunci am această punte susținută, nu? Susținut efortul meu de acea sensibilitate spirituală, nu? În care rugăciunea mea devine vie, devine meditativă în sensul că trec de la lecțio, de la ceea ce am învățat, la meditatio, adică la pătrunderea de sensurile adevărate ale cuvintelor pe care eu le folosesc în rugăciune. Până lângă asta mai este și altceva. Este sugerat de Sfânta Tereza de Avila, tot aici, în cea de-a doua etapă. Există rugăciune tăcută, adorație tăcută. Cuvintele, adică realitatea cuvintelor dintr-o rugăciune care formează o rugăciune, curg în mine în mod firesc, înfloresc în mine în mod firesc, operează în mine ceea ce trebuie să opereze. După această etapă, cea de-a doua etapă, urmează o altă etapă, cea de-a treia, în care viața spirituală se manifestă printr-un fel de zel apostolic. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că am ajuns într-o poziție în acest mers al meu și în această transformare a mea, am ajuns într-o poziție, într-o postură în care cu mine, așa trebuie să înțeleg, cu mine merge întregul proces de salvare, de mântuire a lumii. Ăsta este zelul apostolic. Mă încadrez în acest efort al bisericii. Ce este iglesia? Ce este biserica? Este totalitatea acestor aspirații a tuturor celor, nu, care se închină lui Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos, nu, care merg împreună. Este un zel asta. Este o strădanie care s-a transformat deja într-un act firesc. Și acest act firesc de a merge împreună în cadrul bisericii, în cadrul acestei comunități, care e o comuniune până la urmă, nu, se poate numi și zel apostolic. Apoi urmează un alt lăcaș care este un alt nivel, nivelul 4, care este unul intermediar. Este un nivel intermediar pentru că aceste prime trei etape pot fi numite etapele ascetice. Vor urma celelalte trei etape după etapa aceasta a patra, adică etapa 5, 6 și 7,
care formează propriu-zis etapa mistică. Adică deja lucrarea interioară capătă alte dimensiuni, capătă alte modalități de a ajunge la scopul final. Și în această a patra perioadă apare izvorul interior al experienței mistice. În primul rând, este nevoie de două lucruri. Având rugăciunea meditativă, putem să liniștim mintea, cum se spune. Adică să o fixăm în cadrul ei normal, firesc și dându-i finalitatea unirii cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, se dă o nouă dimensiune. Nu? După aceea, în afară de minte, eu mai am ceva cu care am continuu o luptă neîncetată, pentru că constituie chiar motorul luptei. Este vorba de liniștirea voinței. Liniștirea voinței nu înseamnă ca eu să ajung la apatie. Liniștirea voinței înseamnă ca eu să o conformez voinței divine. De unde știu asta? Știu din rugăciunea care preia textul sacru și realitatea pe care Dumnezeu a revelat-o prin Domnul Iisus Hristos. Și atunci, dacă mintea mea s-a liniștit, este fixată în orizontul luminii interioare și voința mea s-a domolit, adică s-a încadrat, s-a pliat pe exigențele divine, prescripțiilor divine, atunci pot să merg în această fază mistică, pentru că ceea ce constituie viața mea de fiecare zi este pus în ordine. Este pus într-un cadru care îmi permite să avansez din punct de vedere spiritual. E, în cea de-a cincea etapă se întâmplă un lucru deosebit. Este momentul în care, așa cum spuneam mai devreme, fac posibilă joncțiunea mea cu, să-i spunem, aria divinității. Prin cine? Prin măsura comună care s-a creat datorită iubirii și milostivirii lui Dumnezeu între mine și el. Cine este? Este Domnul Iisus Hristos. În cea de-a cincea perioadă, în cea de-a cincea etapă, sufletul renaște în Hristos. Renașterea aceasta în Hristos înseamnă preluarea crucii mele și prin crucea mea atunci înțeleg crucea întregii creații. Mântuirea se face personal, dar se realizează final pentru toată umanitatea. Pentru asta avem și două judecăți, cum bine știm. Este judecata particulară și este judecata finală. Nu? Bun. Tot în această perioadă, datorită acestei renaștere a sufletului într-un Hristos, se mai întâmplă ceva. Apare o stare de identificare difuză cu divinitatea. Adică simțim prin renașterea în Domnul Iisus Hristos, simțim sau presimțim, asimțim divinitatea. Pentru că El este legătura, repet, prin dubla sa natură, divină și umană, este legătura noastră cu divinitatea. Puntea aceasta este Domnul Iisus Hristos. Odată cu parcurgerea celei de-a cincea etape, în cea de-a șasea etapă, apar două lucruri. Prima dată apare, așa zisă, stare extatică. Eu n-aș numi-o extatică, aș numi-o enstatică. Pentru că, vă aduc aminte, versul pe care l-am citat la început din poemul Sfintei Tereza, și anume, suflete, caută-mă în tine. Cu alte cuvinte, caută-mă, eu sunt în tine. Nu? Eu sunt în tine. Prin urmare,
este o pătrundere a mea în temeiul adânc, acolo unde îl regăsesc pe Dumnezeu. Dumnezeu este în voi, spune Domnul Iisus Hristos. O spune. Eu sunt în Tatăl și Tatăl în mine, eu în voi și voi. Nu? Deci această uniune o și spune Domnul Iisus, apropo de etapa prin care am trecut, nu? A renașterii în Hristos. Adică, de fapt, ce s-a întâmplat în perioada, în etapa a cincea? Am conștientizat complet, spun conștientizat că nu am alt termen, dar am deja evidența comuniunii cu El. Despre asta este vorba. Deci, pe de o parte, este această stare extatică sau enstatică, care s-a consolidat în cea de-a șasea perioadă, și mai apare ceva, mai apare așa numită tensiune escatologică. Pentru că eu, ca individ, eu acum, care m-am, într-un fel m-am dezindividualizat, eu simt totul așa cum este universul și creația întreagă. Eu m-am identificat până la urmă prin Domnul Iisus Hristos cu întreaga creație. Și eu merg în acest sens de finalitate. Când spunem escatologic, noi întotdeauna ne gândim la același lucru, la ceea ce în mod, așa cum să spun, cât se poate de obișnuit se spune, nu de apocalipsă. Și legătura. Nu, nu este vorba de asta. E o apocalipsă în fiecare clip, în fiecare din noi. Dumnezeu este continuu creator. El nu se odihnește. Sigur, se spune, se odihnește ziua șasea, dar noi știm care sunt sensurile, nu avem timp acum să mergem mai departe. Dar El creează în fiecare clipă. Eu sunt creat în fiecare clipă. De ce? Pentru că altfel, contingența în care eu mă aflu, m-ar consuma. El trebuie mereu și mereu și mereu să mă creeze. Și atunci, această tensiune escatologică este ceea ce spune și cuvântul, tensiune, adică este o realitate în mine care, pe de o parte, îmi dă stabilitatea în acest mers înainte spre unirea cu Dumnezeu, în același timp mă și mișcă, este forță, este dynamisul, cum spun grecii, care este partea dinamică a spiritualității care mă duce spre finalitate. Și în sfârșit, ultimul lăcaș, ultima etapă, este așa numită căsătoria mistică. Există o logotnă mistică, există o căsătorie mistică. Lumea spune același lucru, este o chestiune terminologică. N-aș fi așa de sigur. N-aș fi așa de sigur. În mod firesc, știți că logotna precede căsătorie. Știm asta pentru că cei care am beneficiat de acest privilegiu dumnezeesc, nu, de a ne uni cu soțiile în fața lui Dumnezeu, nu? Prima parte a slujbei respective este o slujbă de logotnă. Uneori oamenii o făceau separat, o făceau înainte, cu preot, cu tot, după aceea. Ei, acum nu se mai face așa ceva și atunci în slujba de cununie este cuprinsă și această mică, să zicem, slujba, acest mic ritual al logotnei. El are importanța lui. Este prima parte a acestei uniri extraordinare în care două persoane se transformă într-o singură persoană. Despre asta este vorba. Vă aduc aminte din nou de la căsătorie că în timpul ritualului, nu? Se citește textul sacru și acolo se spune și veți fi un trup. Atenție! Și veți fi un trup. Deci nu este o alegorie. Nu este o alegorie, este o realitate. Atunci când se spune veți fi un trup, este vorba de esența existenței tale individuale care dintr-o dată formează o comuniune cu un alt, cu altcineva și acest altcineva este jumătatea ta. Adică sunt cele două jumătăți care se unesc și formează o unitate. Doamne, ce bine ar fi dacă omul modern care se căsătorește ar mai conștientiza măcar puțin
acest lucru. Că de altfel este una din cele 7 taine ale bisericii. Atât este de important. Taina cununiei. Deci, taina cununiei, sigur că da. Și care presupune și alte taine. Nu? În ea. Deci taina cununiei. E, această cununie, această unire între mine și Dumnezeu este o topire a mea în El. Este o topire a mea în El prin două dimensiuni. Una este dimensiunea cristologică, cristică, prin faptul că Fiul se întoarce la Tatăl odată cu mine. Doi, este această unire de sinteza Sfintei Treimi, prin care eu parcă îmi reunesc treimea care sunt trup, suflet și duh, le unesc în numele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și acestea două reprezintă aceste două dimensiuni, aș spune eu, nu spirituale, cea trinitară și cea cristologică sau hristică, creează această vărsare a mea, care sunt o picătură în creație a Creatorului, în oceanul lui Dumnezeu, în absolutul lui Dumnezeu. Vedeți? Sunt 7 etape cu 2 zone diferite. Una este cea ascetică, primele 3 etape. Ultimele 3 etape, nu? Este cea mistică, adică de unire, nu? Și cea intermediară, pe perioada a patra sau etapa a patra, în care eu reușesc să pregătesc această renaștere a mea în Domnul Iisus Hristos. Legătura mea, unica mea și reala mea legătură cu Dumnezeu. Pentru asta aș spune că această carte este mai mult decât celebră, dar așa cum ați spus dumneavoastră foarte frumos, este un text esențial ca să înțelegem și mai bine, după ce l-am citit eventual pe Sfântul Ioan al Crucii, și mai detaliat, care este parcursul, care poate fi parcursul meu spiritual pentru împlinirea vieții mele ca om. Mulțumim foarte mult, dragii noștri, a fost alături de noi domnul profesor Teodoro Ghion, de a vorbi despre Castelul Interior al Sfintei Tereza de Avila, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină, care face parte din această frumoasă campanie Tradiția Vie a Spiritualității Creștine, campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. De asemenea, nu uitați pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube, găsiți toate interviurile, toate materialele cu invitații noștri speciali. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și astăzi alături de noi. Mulțumim domnului profesor Teodoro Ghion. De a noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!